Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă administratorii clădirilor să îndepărteze sursurii și să curețeze pada de pe acoperișuri pentru a evita traumatizarea trecătorilor. Mai mult, oamenii sunt îndemnați să evite porțiunile de drum unde copacii sunt încărcați cu zăpadă și gheață și să-și supravegheze copiii în drum spre școală. Salvatorii atenționează și asupra pericolului aflării în preajma bazinelor acvatice. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, odată cu încălzirea vremii în perioada 9-11 februarie se vor topi treptat formațiunile de gheață de pe carosabil, dar și de pe acoperișurile clădirilor. Totodată și gheața formată pe bazinele acvatice din țară va fi fragilă, iar deplasarea pe aceste suprafețe este contraindicată.